Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Sfântul Simeon de la Pângărați era un sihastru desăvârșit și dascăl iscusit al rugăciunii inimii. În jurul lui s-au adunat ucenici iubitori de liniște și de Dumnezeu. În 1476, când Sfântul s-a refugiat în Ardeal, la mănăstirea Cașva din județul Mureș, ucenicii săi l-au urmat fără ezitare. Atât de mult sporise cuviosul Simeon cu nevoința, cu rugăciunea și cu darul Duhului Sfânt, încât s-a învrednicit de harisma vindecării bolilor și a înaintevederii. Pentru aceea veneau la chilia sa mulți suferinți și se făceau sănătoși cu rugăciunile lui. Veneau încă și credincioși din sate și chiar drăgători din sfatul țării să ceară binecuvântare și cuvânt de folos, căci era iscusit rugător și povățuitor de suflete. Adu-ți aminte de prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu-i alți Dumnezei afară de mine. Crezi tu, Teofile, că după atâta vreme lumea a renunțat la păgânism? Nu-i musai să vezi că se închină la un vițel de aur, ci își fac de munca lor propriul Dumnezeu. Lucrurile nu s-au schimbat deloc. Într-adevăr, părinte, lucrurile nu prea s-au schimbat. Pentru a cunoaște pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Smerenia este atributul cel mai vizibil al divinității. Spune apostolul Pavel, și am să vă citesc din una dintre epistolele sale, mai precis în epistola către Filipeni, definindu-ne ce înseamnă smerenia din partea divinității, spune așa în capitolul 2, versetele 6 și următoarele, spune așa: gândul acesta să fie întru voi, care era și în Iisus Hristos, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Smerenia este specifică în primul rând lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut fiul său l-a dat ca tot ce crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Hristos, Dumnezeu adevărat fiind, din veci din Tatăl, s-a făcut om, s-a făcut ca și noi, a purtat toate slăbiciunile noastre. I-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost frică, ca și om a avut teamă. Și toate celelalte în afară de păcat. Atât de mic s-a făcut încât a acceptat chiar batjocura oamenilor. Bătaia, chinurile, biciul, cuiele și moartea. Și dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-a smerit, dacă Dumnezeu în general este smerit, că vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeu nu ar fi smerit, nu ne-ar lăsa niciodată în pace. Dar El este smerit, lucrează smerit în toată viața noastră, în contradicție cu Dumnezeu, diavolul, care este mândru, în permanență caută să ne zădărnicească orice pas, orice lucrare, orice am face noi pentru mântuirea noastră. Mândria nu este a lui Dumnezeu, mândria este a diavolilor. Mândria a fost, de fapt, cauza căderii diavolilor. Atunci când Lucifer, împreună cu cei din ceata sa, au dorit să fie ca și Dumnezeu și au spus, doar s-au gândit. De ce nu putem să fim și noi ca Dumnezeu? Sau poate chiar mai presus decât El?
Și atunci arhanghelii, în frunte cu arhanghelul Mihail, au strigat să stăm cu frică, să stăm bine, să luăm aminte. Și atunci toți îngerii cei buni s-au depărtat, măcar de gândul lor. Vă dați seama cam cum a avut loc căderea. Și mândria deja i-a transformat pe îngerii buni, strălucitori, în diavol. Sfârșitul Evului Mediu și începutul renașterii în Transilvania aduce schimbări în ceea ce privește orientarea religioasă a maghiarilor și a sașilor, mai puțin a românilor. Indiferent de vremuri, românii au rămas neclintiți în credința lor ortodoxă. Pe la mijlocul secolului al XVI-lea, pe lângă catolicii care veniseră în Transilvania, mă refer la maghiari și la secui, s-au introdus și ideile reformei din apusul Europei. Adică atunci, pe la mijlocul secolului al XVI-lea, 1550, sașii care până atunci erau catolici aderă la confesiunea luterană a lui Martin Luther, propagatorul cel mai de seamă fiind Johannes Honderus din Brașov, care studiase în apus și care îl cunoscuse pe Luther. De asemenea, ungurii și secui aderă la confesiunea reformată sau calvină și o parte la confesiunea unitariană. Toate aceste noi confesiuni, reformată, calvină, unitariană și luterană, au fost recunoscute succesiv de Dieta Transilvaniei, deci de membrii Dietei Transilvaniei. Deci existau acum 4 religii recepte și o religie nereceptă, nerecunoscută sau tolerată, dacă vreți, religia creștină ortodoxă. Sigur, luteranii n-au încercat să atragă pe români la confesiunea luterană, evanghelică, dar maghiari, sau mai corect spus, conducătorii maghiari, principii maghiari, începând cu Ioan Sigismund Zápolya și urmașii săi imediați, au încercat să-i atragă pe români la confesiunea calvină. Au reușit acest lucru doar cu un număr infim de cănești români, mai ales în părțile Hațegului și Hunedoare, care pentru a-și păstra titlul de cnej au aderat la noua confesiune calvină. Așa se explică faptul că numele unora dintre ei au fost maghiarizate. Din Banu a devenit Banfi, din Cânde a devenit Kendefi și multe altele. Deci doar unii cârmuitori ai românilor au aderat la confesiunea calvină și prin aceasta s-au și înstrăinat, s-au maghiarizat. Au încercat însă și pe alte căi să convertească pe români. De pildă, au creat un post de episcop, spuneau ei, deși e greșit spus, episcop român calvin. De fapt, era un superintendent, un conducător român calvin, cum a fost Gheorghe de St. George, vorba de St. George-ul Trascăului, cum este vorba de Pavel din Turdaș și Mihail din Turdaș, un sat lângă Orăștie, în județul Hunedoara. Acolo, în Turdaș, au reușit să atragă doar 26 de români, cărora li s-a maghiarizat numele. Avem dovezi precise în acest sens. Și de asemenea au mai convertit câțiva iobagi, mai corect spus, au fost forțați de către stăpânii lor, de nobili maghiari trecuți la calvinism, au fost forțați să treacă la confesiunea calvină și astfel s-au înstrăinat definitiv de
credința lor și de neamul lor. O mărturie elocventă în acest sens, prin care se dovedește că au încercat să atragă pe români la calvinism, este așa numita palie de la Orăștie. Primele două cărți biblice, Facerea și Ieșirea, care au fost traduse din limba maghiară în limba română de către anumiți pastori, că au instituit și câțiva pastori români care au tradus aceste două cărți din limba maghiară în limba română, la 1581-1582. Dar, repet, acțiunile au continuat și în secolul următor, sub principele Gabriel Bethlen, care în 1629 cerea chiar acordul sau consimțământul patriarhului ecumenic Ciril Ucaris ca să-i treacă pe românii ardeleni de la credința ortodoxă la credința calvină, la confesiunea calvină. Sigur, patriarhul a refuzat. De asemenea, au încercat să impună credința calvină și să impună anumite reguli sau norme de viață calvină unor ierarhi români de la Alba Iulia. Uitați să spun că din 1571 s-a creat un scaun mitropolitan la Alba Iulia cu ierarhi români care au domnit până în 1701. Deci, principele Gheorghe Racoții mai ales a încercat să atragă pe mitropolitul Ilie Iorest, n-a reușit și pentru acest lucru Ilie Iorest a fost înlăturat din scaun, a fost întemnițat timp de 9 luni și după aceea s-a retras la mănăstirea Putna, de unde a făcut o lungă călătorie în Rusia pentru a cere ajutoare materiale de la țarul Rusiei. Și s-a retras și s-a stabilit la mănăstirea Putna, unde a păstorit pentru tot restul vieții. Unul dintre urmașii săi, mitropolitul Sava Brancovici, de asemenea a pătimit mult din cauza principelui Mihail Opofi, alt mare propagator al calvinismului și care de asemenea a fost înlăturat în mod abuziv din scaun, a fost întemnițat și el și la scurt timp a murit. De asemenea, unul dintre ultimii mitropoliți de Transilvanie, Iosif Budai, de asemenea, o cronică maghiară spune că a fost înlăturat din scaun și închis într-un castel la Brâncovenești, deci în zona Mureșului, unde de asemenea ar fi fost supus la chinuri și tot pentru credința sa ortodoxă. Rezistența aceasta puternică a românilor nu s-a putut face altfel decât printr-o credință de nezdruncinat în Dumnezeu, o credință în stare să mute și munții din loc. În măsura în care omul nu are întreaga viață a sa, în special viața duhovnicească, ancorată în Dumnezeu, în măsura în care în preocupările sale locul primordial nu-l mai are Dumnezeu, atunci foarte ușor poate să cadă în această parte, să spunem așa, a idolatriei. Și atunci omul își făurește încet, încet un idol. Din el, din păcat, din timp sau din felul în care își prețuiește timpul, din ban, din alimente, din mâncare, din băutură, din somn, dacă vreți. Orice lucru material, orice lucru trecător, în măsura în care îi se rânduiește foarte mult timp în preocupările și în viața omului, poate să se transforme în idol. Atunci când omul
nu mai are timp de rugăciune, dar are timp, hai să spunem, de televizor, foarte mult timp, atunci televizorul a devenit un idol. Atunci când omul nu mai are nădejde în Dumnezeu, însă bogăția, averile, puterea sau plăcerea îi sunt preocupări fundamentale ale vieții sale, toate acestea se pot transforma în idoli. Omul poate să conștientizeze datorită stării în care ajunge. În măsura depărtării de Dumnezeu, omul se apropie tot mai mult de întuneric. Așa cum în momentul în care ne depărtăm de o sursă de lumină, avem tot mai puțin parte de lumina respectivă și ne afundăm tot mai mult în întuneric, la fel și depărtarea de Dumnezeu aduce omului o stare de disconfort. Dacă vreți, dumneavoastră, am putea să definim starea asta cu cel mai mare dușman al zilelor noastre, stresul. În măsura în care omul este tot mai idolatru, în măsura în care omul este tot mai depărtat de Dumnezeu și preocupările sale nu sunt cele duhovnicești, ci sunt cele ale lumii acestea trecătoare, atunci devine tot mai neliniștit, tot mai secătuit de forța vitală duhovnicească, care nu poate să o aibă decât în măsura în care are sufletul curat, măsura în care se roagă, măsura în care participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau la toate celelalte slujbe ale Bisericii, în măsura în care face binele, în măsura în care trăiește o viață în Hristos și cu Hristos. Să trăiești o viață în Hristos era lucrul cel mai firesc posibil pentru credincioșii ortodoxi ardeleni din secolele 16-17. Ce însemna acest lucru? Însemna că, deși obagi, fără carte, românii prețuiau mai mult decât orice pe lumea aceasta pe Dumnezeu. Fiecare moment al vieții lor era o călătorie cu Hristos, iar ochii lor erau ațintiți mai mult către împărăția cerurilor și mai puțin către această lume materială trecătoare. Greu de înțeles astăzi pentru noi. Putem să ne imaginăm viața ca o călătorie cu Hristos. O călătorie în care noi primim mereu sprijin, ajutor, dar e o călătorie care este determinată, nu este o călătorie întâmplătoare, iar la un moment dat eu pot să aleg dreapta sau stânga. E o călătorie liberă, liber consimțită, dar este călăuzită de Hristos pe drumul Lui. E o imitatio Christi, o urmare a Lui Hristos. O urmare de aceasta nu pur și simplu teoretică, cum am face noi dacă am fi în locul Lui Hristos sau cum ar face Hristos dacă ar fi în locul nostru, ci mult mai mult este vorba de o participare la darul pe care Dumnezeu ne-l trimite nouă de sus. Preasfânta Treime, pe care o preamărim, pe care o venerăm, o adorăm, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, după al cărui chip noi suntem și trăim, lucrează în viața noastră continuu. Noi l-avem pe Dumnezeu Tatăl ca Tată, pentru că l-am primit în momentul botezului, când am murit și am înviat împreună cu Hristos, devenind fii ai lui Dumnezeu după har. La botez, noi primim, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, acea înveșmântare cu Hristos, acea viață în Hristos. Când spune că e viață cu Hristos, e puțin. E viață în Hristos, adică eu trăiesc pe deplin conlucrarea aceasta cu Harul lui Dumnezeu în Hristos. Adică mă identific în deplinătatea mea, pentru că, deci trup și suflet, pentru că
am fost creat de Dumnezeu după chipul său, chipul lui Dumnezeu l-am primit din creație, dar am fost înzestrați cu posibilitatea de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin această conlucrare cu Harul. Și am spus că prima etapă a urcușului spiritual l-am făcut în pruncie, când noi am participat fără o implicare directă, adică fără să fim maturi sau conștienți de lucrul acesta. Deci prin botez, prin afundarea întreită, am murit și am înviat cu Hristos, pe care îl imităm, pe care îl urmăm. Apoi, în același timp am devenit fii ai Tatălui după har, nu după natură, și am primit darurile Duhului Sfânt. Și darurile, primele daruri care se primesc la botez sunt darurile virtuților teologice, darul credinței, al iubirii și al nădejdii. Urmează o naștere spirituală pe care întreaga ființă o suportă. Deci trupul cu sufletul împreună, afundate în apa botezului, se nasc la o nouă viață. Sfântul Nicolae Cabasila, după Sfântul Apostol Pavel, vorbește despre nașterea din nou în viața în Hristos. Deci copilul botezat e născut din nou. Despre acea naștere din nou vorbim Mântuitorul cu Nicodim. Și că dacă nu se va naște cineva din nou, de sus, din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Deci condiția sine qua non pentru începerea lucrării de câștigare a împărăției cerurilor este taina botezului. Botezul este imediat întărit de a doua taină, pentru că nu le separăm cele două, botezul și mirungerea. Principalele părți ale trupului sunt pecetluite cu pecetea darului Duhului Sfânt, așa se rostește formula, pecetea darului Duhului Sfânt, și se înseamnă fruntea, ochii, nasul, gura, urechile, pieptul, spatele, mâinile și picioarele. Deci principalele organe ale simțurilor sunt pecetluite cu, în semnul crucii, cu Sfântul și Marele Mir. Prin mirungere avem o întărire în această viață nouă, pentru că nu ne lasă fără ajutor. Și chiar dacă noi, în libertatea noastră, nu conlucrăm cu Harul, pecetea Harului nu o pierdem niciodată, pentru ca să dăm seama la sfârșitul veacurilor că am fost unși, că am fost investiți cu puterea aceasta de a lucra, de a conlucra cu Harul, și noi nu ne-am îndeplinit datoria noastră. Conștienți de această mare taină a botezului, românii nu au putut, fi înduplecați, să-și părăsească biserica. Ispitele nu au fost puține. Valurile istoriei au adus cu ele în repetate rânduri perioade dificile pentru ortodoxii ardeleni. Crăiasa dat ordin ca toate bisericile românești care nu trec la noua credință plămândită la Viena să fie arse. Iar acei dintre români care nu vor trece la legile împăratului să fie înlănțuiți și aruncați în băile de sare. O să ne apărăm credința cu prețul vieții. No!
Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.